Pentru anul 2020, campania va urmări modul de implementare a obligațiilor angajatorilor pe baza principiilor generale de prevenire, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile, a anunțat inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu. Potrivit acestuia, vor fi verificate aspectele privind organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile, instruirea lucrătorilor, lucrul la înălțime și acordarea echipamentului individual de protecție, utilizarea instalațiilor de ridicat și protecția împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile, dar și cerințelor minime de securitate și sănătate la lucrările de săpături. Într-o primă etapă, vor fi organizate la nivelul instituției sesiuni de informare și conștientizare, în cadrul cărora vor fi prezentate motivele și modul în care se va desfășura campania. Acțiunile de control se vor desfășura în perioada aprilie-octombrie 2020 și vor viza modul de implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei. Verificarea măsurilor dispuse se va realiza pe toată durata de desfășurare a campaniei, în funcție de termenele dispuse cu ocazia controalelor, a precizat șeful ITM Suceava.